Când eram mic, mă uitam într-una la tot fel de filme cu Jean-Claude Van Damme. Noi ziceam Jean-Claudes. Jean-Claudes, da, era nebunie cu Jean-Claude Van Damme. În fine, omul a mai îmbătrânit și el între timp. A făcut și el 63 de ani. Cine-l bate pe Van Damme, cred că este Chichician. Da, am acum erau și cu Chichician și cu Bruce Lee. Bruce Lee versus Van Damme. Da, da. Puneam pariuri, da. Exact. Dar toată viața era așa. Brucele. No, noi nu ne jucam decât între cu... timp, Van Damme a tot călcat prin România. A fost pe aici, știi, da, că au fost imaginile alea care au fost virale pe internet în general cu el în taxi. Da. Încă mai face șpagatul pe două tiruri, două avioane, toată lumea face mișto de chestia aia. Dar omul... îl face. Omul e o vedetă mondială. Are 1000 de ani, Van Damme, nu? Nu, 63, dragă. Nu, mulți înainte. 63 și s-a dus okay, de ziua lui, s-a dus la Belfast. Înțelegi? La Belfast, ce face acolo? Să ce? Omul a zis că nu prea mai place la Hollywood. Ok. Și că vrea să investească. Așa. Așa a zis, domnule, vreau să investesc. Și toată lumea, domnul Van Damme, în ce vreți, okay, să cumpărați? Vreun castel, da, vreo ceva, vreo... Nu, nene, omul vrea să investească în whisky. Whisky irlandez. Ah, deci vrea să-și investească Irish banii agonisiți, să achiziționeze o fabrică de whisky. Exact. Interesant, domnul Van Damme, eu vă sugerez să investiți într-o plantație de prune, că ați văzut, țuica românească a ajuns până și în America și lumea e încântată Iaca de ea. Da, da, așa e. Tu ai bani investiți în ceva, Cosmin? Măi, nu prea am, să știi. Eu în mașină. Că una, mașină, două, da, se strică, adică la modul ăsta. Asta ți minte că mai povesteam în emisiune. Noi n-am avut această educație financiară și pentru că așa erau și timpurile și vremurile, știi ce să... N-aveai leafă și aia era. Facem repede un sondaj scurt de tot așa la 0754-222-999, numărul nostru de WhatsApp. Voi în ce aveți banii investiți? Da. Ați investit bani în ceva? În ceva, da. Noi n-avem nicio idee. Nicio idee. Am un prieten care în fiecare lună cumpără, zice, pentru copii. Și ce cumpăr? Cripto și acțiuni. Da? Cripto. Și l-am întrebat, cum ești cu cripto? E, sunt pe minus vreo 10.000, dar lasă că îmi revin eu. Și eram, păi aia nu investiție. E ceva, da, o să vezi. Și am zis, bine, nu e nicio problemă. Bine. Cred că Van Damme ar trebui, de exemplu, să investească, apropo de plantație de prun și țuică. Dă-l încolo de whisky. În câmpuri de lavandă. De lavandă. Da, lavandă, căci că se... Șofran. Șofran, da. Ăla se vinde la nu știu câte mii de euro kilogramul. În ce ar trebui să mai investească Van Damme? Lasă-mă să mă gândesc. Să sape puțuri. România. Să sape puțuri. Da. Sap puț, da. Păi că astea că în România. Sunt idei pe care le luăm din România și le trimitem lui Van Damme. Van Damme, da. Sap puțuri. Sap puțuri. Da, sau fântâni. Nu? Ar fi și asta. Da. A, mai știu. Fermă de măgărițe. Cicăla... Știi cât este laptele de măgăriță? E vreo 150 de lei kilogram. Da, nu știu, dar e bun, nu? Cică da. Eu nu beau lapte. Eu de-aia nu beau. Da, eu beau. M-aș duce și eu să iau niște pruni. Mi-a făcut cineva cadou niște lapte de măgăriță. Vorbesc serios. Pe cuvântul meu, dar mi-e frică să-l beau. Ușor, că e ceva nou. Uite, avem un mesaj. În ce ar putea investi un om de rând? Facturi. Mă rog. Corect, da. 0754-222-999. Voi aveți bani investiți? Eu știu că o să spuneți nu, dar puteți să răspundeți cu nu. Da? Cu nu, da. Sau și dacă ați avea, în ce și în ce ați investit. Ca să-i dăm idei și lui Van Damme. Exact. Nu de altceva. Să cumpere și el o carpetă. Corect. O carpetă cu răpirea din Sărăi. Da. Sau o mașină Zinghe. Ne întoarcem la voi, bună dimineața. Stântem și stăm în dimineața pe 2. Dimineața pe 2. Non-stop hits. Impulse Radio. Vă întrebarăm, tu în ce investești? Ce faci cu bănuții tăi? Mă rog, dacă apuci să economisești. Și tot așteptăm de la voi mai... să ne ziceți... În ce vă țineți banii? Aveți banii băgați în ceva? Ieri am făcut un debate, banii la saltea sau în bancă. Uh-huh. Acum întrebăm, saltea, bancă sau investiții? Și dacă investiții în ce? Apropo de idei de afaceri, există pe internet, este plin de idei de afaceri. Ce afaceri să-ți faci cu bani, cică cu investiție zero? Și am aici, uite, cică bani, idei de afaceri cu investiție zero. Cică cumpără o franșiză. Păi îmi trebuie bani. Corect. Hotel de câini și pisici. Asta da. Bună combinație. Era, da, e. Păi eu când plec în vacanță nu știu cu cine să-mi las iepurele. Vorbesc serios. De ce eu ne cu soră mea? Nu, eu nu. Să nu te gândești. Ți-am spus, da. Nu. Bine, țin, hai. Alte idei de afaceri. Să dai meditații. Și ție-i ca domnul președinte, da. Păi e bună idee. Astea sunt și pentru Van Damme. 6 case, da. Meditații l-a făcut șpagat. Da. Deci, șpagat sau spagat? Șpagat se zice cu șu, nu?
Uite, cineva investește în magazinul pe care îl are, în produse de calitate, zice, ca să-și satisfacă și să-și mulțumească toți clienții. Și evident și să-i intre bani în buzunar. Silviu din Constanța ne spune că el a investit destul de mult în imobiliare. Ok. A, bun. 0754222999. Da. Asta este numărul nostru de WhatsApp. Zicem bună dimineața. Vă salut din nou. Păi, în primul și în primul rând, cine să vă spun că sunteți niște oameni faini. Mulțumesc. Eu am investit bani într-un taxi ca să am de muncă când îți pe acasă. Ce tare. Eu nu dau țara asta pentru nicio altă țară din Europa. Un român adevărat tot acasă trage. Să aveți o zi faină. Foarte tare. Da, foarte tare. Mesaje. Deci, da, foarte tare. Uite, Van Damme ar putea să investească mai multe taxiuri. Dar știi că sunt mulți și care să le conducă el. În taxiuri. Înțelegi. Da, să le conducă el, păi să facă șpagatul între taxiuri. Păi aia zic că un picior în taxiul ăla, un picior în taxiul celălalt, nu? Da, a venit unul la mine să, la un moment dat să zice, domnul Cosmin, nu vreți să... Eu am mers mult cu taxiul. Zice, nu vreți să luați niște licențe? Și de aici a început, îmi cerea, mai știu pe câte licențe, îmi cerea vreo 50.000, știi? Dar când am zis, da, dă și mie actele să mă uit la contabilitate, la cutare, ce vă învăț eu, domnul Cosmin, cum să face. Zic, băi, eu nu vreau să mă înveți să fac nimic, înțelegi? Eu vreau doar să iau licențele să fac profit dacă se poate. De ce? E complicat, domnul Cosmin. Păi zic, dar de ce mi le vinzi? Păi zice că puteți să faceți bani cu ele, dar vă învăț eu cum. Bine, domnule, învață-mă. Dar asta va trebui să facem odată o emisiune cu taximetriștii, cu licențele, cu planul, cu toate lucrurile astea. Cu mașinile la rămânere și așa mai departe. Mă uit așa la idei de afaceri pentru domnul Van Damme. Gândeam că el s-a dus în Irlanda. S-a dus el în Irlanda să investească banii în whisky. Nu. Nu-ți place asta, nu? Nu, am să-mi pe un site de ăsta de business care te învață cum să reușești în viață. Uite, jucării handmade. Asta da, să știu. Să facă nonceace de jucărie. Păi nu el cu caratele, adică mă gândeam și eu. Nu e, mă, el n-avea de-asta, el știa doar cu pumnii și cu picioarele. Ăla era cum îl cheamă, Cristian, Brusti, bravo. Nu, sigur știa și Van Damme ceva. Sigur, păi, nu se poate. Trebuie să știe și da, el. Păi normal. Uite, animator petreceri. Să se facă animator de petrecere de copii, Van Damme. Ce business e? Nu, hai să nu încerc, dar unde? Animator de petrecere, să îmbrace în clovne. Păi, hai. Pe bune, în pepene. Știi da, că se îmbracă aia. Da, nu petreceri de copii, ci petreceri de firmă, de team building. A, acolo, da. Fiindcă știi cum e, în momentul, noi ăștia care deja suntem în câmpul muncii, l-am mai prins pe Van Damme, știi? Mm-hmm. Deci la copii nu merge, da. Animator să se îmbrace Mickey Mouse, dar la team building-uri. Cum ar fi? Și să scoată, să rupă hainele de pe el, știi, să apare cu six-pack-ul, cu abdomenul, mă rog, nu mai are nici el, e ar cam putea ca mine. Să se mai facă, ci că uite, idee de afaceri pentru domnul Van Damme. Instructor de dans. Dacă într-un are un film în care el dansează în ring. Nu dansează în ring, dansează în afara ringului. Deci, hai că-s niște scene să danseze Van Damme, aduceți-l aici să danseze, să danseze Van Damme. Oricum a promis că dansează și Nadina și Alexandra și Claudia Cocoș, n-a dansat niciuna. E numai gura de ele. Mai avem... ce tare e asta, să faci consultanță în Feng Shui, adică Feng Shui. Așa, așa se pronunță în chineză, Feng Shui. Feng Shui? Eu cred că Van Damme știe și chineză, că s-a bătut cu mulți chinezi în filme. Da, și mai învață, știi? Da, și învață de la ea. Deci mai înveți fără să vrei. Îl mai așteptăm oricum pe la noi pe domnul Van Damme. Întrebarea rămâne oricum valabilă pentru voi. Dacă aveți bani investiți în ceva, suntem foarte, foarte curioși. La 0754222999. Ia uite, neața, eu investesc în mâncare și proteine. Da, foarte bine. Da, bun. Succes. Bun, baftă multă, noi investim în știri, fiindcă vine Nadina Zisu imediat și publicitatea investește în noi. Corect. Vine și publicitatea chiar acum. Ne întoarcem în dimineața pe 2. Dimineața pe 2. This is... Bună dimineața, uite cum trece timpul, cum trece săptămâna, cum trece luna, cum trece viața, toamna, cum trece anul. Însăși viața. 30 de grade în weekendul ăsta. Câtă ne așteaptă. Câtă filosofie la păi, dar trece, tu, ce, eu când am făcut 30 de ani? Mă întreb în fiecare zi, că fac 31 în dată. N-ai 30, da, mă rog, în buletinul ăia, din buletin, așa zici. Nu știți cum era piesa aia, 30 de grade, 00 grade, 30 de ani, dar nici nu mai contează. Avem niște minute de știri chiar acum. Nadina Zisu tot cu știrile. Tot timpul, mă ia așa. Păi hai să mai povestim. Hai, mai povestește-mi, te rog, despre ce ai visat azi noapte. Întrebare păi, de la mintea copiilor. Că plăteam. Am visat că plecam asta, în City Break cu sora mea. Și uite, e nasol cu City Break-urile acum și o să vă zic păi, la știri de aceea. Pentru că românii se tem să meargă în Europa. E normal serios? În perioada asta. Păi,
Hai, din cauza războiului, din cauza atentatelor, a fondelor. Asta e altceva, oamenii au plătit deja. Am făcut un calcul, lasă, hai, știrile, da? Da. Nadine a zis-o chiar acum. Găsit din nou la știri, șoferii care încalcă legea ar putea fi amendați și în baza imaginilor de pe camerele de bord și supraveghere, potrivit unui nou proiect de lege. Schimbările propuse în codul rutier mai prevăd sancțiuni severe și creșterea perioadei de suspendare a permisului în anumite cazuri. România este pe locul 2 în topul statelor cu cele mai brutale scumpiri din Uniunea Europeană. Lucrurile s-ar putea tempera în următoarea perioadă, spun specialiștii în economie. Totul depinde acum de evoluția războiului din Orientul Mijlociu, care pune presiune pe prețul petrolului. Cercetătorii germani studiază acum felul în care broscuțele evită momentul împerecherii. Femelele se prefac moarte în momentul în care masculii se apropie de ele și rămân în aceeași poziție până când broscoiul se plictisește și își pierde interesul. Ulterior, broscuțele învie ca prin minune și își văd de treabă mai departe. Adele le-a dezvăluit fanilor săi că s-a luptat ani la rând cu dependența de alcool. Cântăreața mai spune că abia de câteva luni a reușit să renunțe complet la acest viciu. Cam atât și la știrile orei 9. Sunt Nadina Zisu. Vă aștept și un pic mai târziu cu alte noutăți. Dimineața pe 2. Cetățeanul acela. Vreau să-mi spuneți cu ce ați rămas. Că eu vă întreb, să știți, de acum vă dau temă de fiecare dată. Că vă văd eu aici temă, că butonați, că moșmodiți ceva nu. Și nu sunteți atenți la știrile mele. Citeam ceva despre un film. Nu mă interesează. Cu ce ai rămas din știrile mele, zi? Din știrile tale cu acel cetățean. Așa. Care s-a dus și făcea interesantă schema. M-a luat inima. Numai că a uitat că o mai făcuse la restaurantul respectiv și ăla i-a fost ghinionul. Hai să vă zic și cât a fost prejudiciu. 766 de euro, fiindcă cetățean era și șmecher. Se ducea și consuma de 15-20 de euro, așa, porția, după care făcea lua salvarea și salvarea când ajungea cu el, nu știu, la spital, zicea, domnule, dar n-ai nimic. Da, mi-am revenit, nu știu. De la uischile la bun. Înțelegi? Dar stai, 700, cât ai zis, 66, la toate restaurantele? Păi consuma puțin, o lecuță. Dacă împărțim la 20... Păi aia e, 15-20 de euro, cam așa făcea, cam așa făcea omul, dar fiți atenți. Aidas îl cheamă, Aidas, un lituanian care locuiește în Spania. Deci vedeți că și lituanienii fac de-astea, nu doar românii. Păi da, mă, uite, ăsta a făcut cu inima, cu salvarea, nu e cu furculița. Să vă zic tare. Noi suntem mult mai avansați. Fază tare, cică. Ca și parte a actului său, că era un act, domnule, actor, cică, da, Aidas se îmbrăca în haine de designer. Păi da, era, și mergea la restaurante de lux. Păi da, și da, se prefăcea și mânca de 20 de dolari la păi asta, de lux. Asta m-am întrebat și eu. O cafea, nu contează. Probabil începea cu asta, o cafea, un whisky, o sălățică. Și zicea așa, cică, se prefăcea a fi un turist rus care nu vorbește spaniola. Și arata rus, de altfel. Păi da, e, blond. Acum și eu arăt rus, cred. Sau nu? Sincer, nu știu. Doar așa. Lituanian. Și mă cheamă Aidas. Pe mine mă cheamă Adidas, direct. Adibas. Abibas, da, da, corect. Îl salut și pe colegul meu, Rebeco. Înțelegi? Și eu sunt Nadejda, asta e clar. Nadia, eu am numere de rusoaică. Vine din rusă și înseamnă speranță. A, serios? Da. Nadejda, da. Nadejda, Nădejde. Nădejde, da, exact, da. Așa e, gata, limba română de la Nadejda. Deci ați văzut că toți sunt creativi. M-a luat inima, da, m-a luat inima să oprim emisiunea. Plec de la emisiune, da, hai. Nu mai pot. Enjoy the hits.